Bună, dragi copii! Azi am să vă citesc o întâmplare adevărată despre un băiețel zglobiu, întâmplare scrisă de Magda Bălănescu. Într-o zi, o doamnă a observat în magazinul în care intrase o bătrânică care era împreună cu nepoțelul ei. Până bătrâna se uita să pună câteva lucruri strict necesare în coș, copilașul de vreo 7 anișori se tot învârtea pe lângă ea, căutând să-și aleagă ceva dulce. Era zglobiu și se tot ruga de bunica lui. Uite, bunii, îmi ieși mie o bomboană din aceasta. Nu e mult, dar 20 de bănuți. Sau nu, mai bine un conuleț, e doar un leu. Hai, te rog. Uite, am eu un leu la mine, sunt banii mei, ia-mi de ei. Te rog, bunii, doar un conuleț. Îmi iei! Dar bătrâna nu-l băga în seamă, părea supărată. Nu i-a luat nimic, ci a plătit ce avea în coș și s-a îndreptat cu pas grei spre ieșire. Băiețelul se tot învârtea pe lângă ea, rugându-o în continuare să ia și lui un conuleț, fluturând degeaba o bancnotă de cea mai mică valoare, un leu. Bunii, bunii, te rog! Totul se întâmplase repede, iar doamna care asistase la toată scena n-a putut zice sau face nimic, dar în sufletul ei a încolțit un gând. Să plătesc repede ce am luat și mă duc după ei. Îi voi da sărmanului copilaș niște bănuți să-și poată cumpăra data viitoare ce vrea el. Cu acest gând, doamna respectivă a achitat în grabă și a plecat în urma bătrânei, care tocmai ieșise cu nepoțelul din magazin. La ieșire în fața ușii și dea tăcut pe pământ un cerșetor bătrân și foarte zdrențăros. Dar dintr-o dată s-a întâmplat ceva neașteptat. Băiețelul, cum a ieșit pe ușă, repezit s-a plecat și a dat cerșetorului bătrân singura lui bancnotă de un leu, din care bunica nu voia să-i cumpere nimic. Apoi a țopăit mai departe pe lângă bunica lui, tăcut, dar foarte fericit de fapta sa. Bătrâna a observat și ea gestul frumos al nepoțelului, dar nici de data asta nu a zis nimic. În următoarea clipă, doamna care asista la toată întâmplarea a pus încet o mână pe umărul băiețașului și a întins o bancnotă mai mare decât cea pe care o dăruise el bătrânului cerșetor. Apoi i-a zis cu blândețe: Poftim, scumpul meu, să-ți iei mâine cornulețe, câte vrei tu! Uimirea și fericirea ce au luminat chipul băiețelului erau de nedescris. Nu se aștepta la așa ceva, poate chiar ar fi și strigat de bucurie, dar doi bărbați ce ședeau de vorbă alături și care au observat întreaga scenă, i-au strigat: Vezi ce frumos! Dumnezeu ți-a văzut fapta bună și te-a răsplătit. O faptă bună se întoarce întotdeauna. Copilul era atât de fericit că nu se putea descrie în cuvinte. Acum țopăia și mai tare pe lângă bătrâna lui bunică, care avea și ea chipul luminat de surpriză. Cu siguranță, micuțul, nu va uita această întâmplare și putem fi la fel de siguri că el va mai ajuta mulți oameni în viața lui după sufletul uriaș pe care îl are. Așadar, dragii mei, dăruind veți avea o bucurie de 1000 de ori mai mare, iar pentru fapta voastră întotdeauna veți fi răsplătiți de Dumnezeu atunci când nici nu vă veți aștepta. Cel ce dăruiește puținul lui altuia și mai nevoiaș, cu siguranță va avea o viață plină de bucurii, tocmai potrivite pentru sufletul său minunat.